Bine ați venit, dragii mei, la etalarea pentru perioada vineri-duminică, da? Vineri-sâmbătă-duminică, așadar 2-3-4 iunie. Sper din tot sufletul să găsiți răspunsurile pe care le așteptați, să rezonați cu ceea ce voi spune pentru fiecare zodie în parte. Le urez bine au venit tuturor celor care sunt deja abonați, simpatizanți sau intră pentru prima dată la astfel de etalări pe care le fac. Pentru toți aceia dintre dumneavoastră care vizualizați etalarea mea, prind această lumânare în sănătatea voastră și a celor dragi, pentru împlinirea dorințelor și pentru a avea un weekend frumos, da, așa sper din tot sufletul. Să vedem, avem mai multe pachete de cărți, m-am gândit așa, tarotul și, și aceste carduri de înțelepciune să fie pentru partea de vineri, când o parte dintre voi poate merg la serviciu, iar îngerii romantici cu Lenormand și cu energii să fie pentru weekend, da? Și mesaje de la îngeri, să vedem din partea cărui înger aveți o crotire și de asemenea cum merge dragostea, da? Ce anume veți face, în ce energii vă veți mișca, dragii mei, sâmbătă și duminică. Dacă sunteți gata, încep prin a ura la mulți ani celor care împlinesc o anumită vârstă în această perioadă, ori pe 2, ori pe 3, ori pe 4 iunie, să fiți sănătoși, să fiți bucuroși, să vi se împlinească ceea ce vă propuneți, să fiți iubiți și fericiți. Începem etalarea cu Zodia Berbec, pentru doamnele și domnii din Zodia Berbec. Avem așadar pachetul de tarot, da? Începem cu energia zilei de vineri, iată, au rămas câteva cărți, apoi cardurile de înțelepciune, să vedem cu ce mesaj vine acest pachet oracol, da? Carduri de înțelepciune. Pentru Zodia Berbec avem o eliberare. Vă eliberați de toate nedreptățile vechi și iertați pe toți, inclusiv pe dumneavoastră înșivă. E într-adevăr foarte frumoasă această carte. Puteți să repetați după mine mesajul de pe verso, pentru că voi citi la modul personal, persoana întâi. Nu pot regla niciodată conturile. Răzbunarea nu dă rezultate, întrucât ceea ce dau, aceea primesc înapoi. Trebuie să se oprească undeva asta. Se pare că sunteți destul de împăciuitori, destul de înțelepți, sunteți acei deștepți care cedează și mi se pare un lucru foarte bun. Să vedem cărțile de tarot ce spun. Pe planul personal, relațional, am carul. Fie este o deplasare pe care o faceți, fie este o relație foarte frumoasă cu cineva din Zodia Rac, vă planificați o anumită deplasare, aveți o anumită victorie, un control, aș zice eu. Sunteți învingători, sunteți la începutul unui drum, da? Aveți succes, vizați continuarea acestui succes. La serviciu, dragii mei, cu acest valet de monede, vă văd de asemenea în reușite, în profit. Învățați să faceți acești bani, aveți grijă parcă de finanțele voastre, de locul vostru de muncă, vă place ceea ce faceți. Pe partea aceasta financiară lucrurile merg iarăși foarte bine. Dacă la serviciu veți colabora excelent cu Taurii Fecioarele Capricornii, iată, pe plan financiar puteți primi anumiți bani de la cineva din Berbec, leu săgetător. Voi chiar mergeți în întâmpinarea acestor bani, nici nu vă mai uitați în urmă. Foarte frumoasă energia acestor cărți, toate sunt aurii, au fondul optimist, deci vă așteaptă o zi devine reușită. Dar ce ați făcut? Că tocmai ce vorbeam. Ce ați făcut? Sunteți poate la sfârșitul, la finalizarea unor neplăceri. Nu mai aveți mult, mai aveți nevoie, nu știu, de o săptămână, o zi, ca să reușiți să încheiați un ciclu dificil.
nu prea dormiți, nu prea vă odihniți. Păi pe 4 iunie este luna plină. Este absolut normal să aveți astfel de insomnii. Mai bine vă gândiți la ce anume să eliberați, să faceți acele manifestări la genul a spune, a rosti cu voce tare sau în gândul vostru sau scriind ce anume eliberați, neîncrederi, dezamăgiri, boală, suferință. Spuneți acolo ce anume eliberați și odihniți-vă, pentru că aveți nevoie de odihnă, dragii mei. Poate vor fi niște conflicte cu cineva din gemeni balanță vărsător care nu vă dau pace dumneavoastră. Hai să vedem acum pentru weekend. Da, începem și vorbim de weekend. În primul rând, un mesaj îngeresc, da, care poate să reprezintă un sfat bun pentru dumneavoastră. Zodia Berbec, Indriel, iată, Indriel vă trimite acest mesaj și spune că voi sunteți un fel de lucrător în lumină, că Dumnezeu are nevoie ca voi să străluciți o lumină divină. Da, și spune de asemenea că sunteți precum un înger pentru faptul că sunteți virtuoși, sunteți ajutați semenii voștri. Deci sunteți un lucrător în lumină pentru că probabil vorbiți frumos, sunteți respectuoși, țineți la umanitate. Aveți acest fel foarte frumos, dragii mei, de a vă manifesta, ceea ce chiar mă face să vă felicit sincer. Acum, îngerii romantici ne vor da puțin un vibe, o vibrație a relației voastre. Să vedem o carte pentru voi, o carte pentru vibrația persoanei dragi, o carte a relației voastre. Pentru voi, iată, veți simți o chimie, o atracție magnetică puternică față de persoana dragă vouă. Este aici o atracție frumoasă, deja cunoașteți persoana aceasta sau urmează să o cunoașteți. Apoi cealaltă persoană, iată, simte pasiune pentru voi, spune că îi permite inimii sale și sufletului să cânte cu bucurie. Voi să știți că sunteți pe aceeași lungime de undă, iar relația voastră, iată, va merge în a trăi etapele așa cum vin, într-un mod natural, fără a imprima un anumit control. Pentru că veți lăsa la o parte un control, o manipulare, probabil pe care ați încercat, da, să o aveți în ultima perioadă. Să vedem acum și pentru sâmbătă și duminică, tot așa în continuare, care sunt cele trei cărți. Vom lua dimineața, la prânz și seara. Începem întâi cu Tarot Energy. Ia să vedem, dragi berbeci. Dimineața aveți grijă la o mică ciondăneală, o mică furtună de-a dreptul, să nu vină ploaia, dragii mei, și luați-vă umbrelele dacă plecați în jurul orei 10 sau poate să fie un schimb așa mai cum să spun, de replici. Iată, și o justiție. Ori voi sunteți cu o falcă în cer și una în pământ, ori persoana voastră dragă. Voi aveți o atracție magnetică față de această persoană, dar parcă vă tachinați. Din fericire, vine și îngerul echilibrului alături de voi și probabil că veți găsi acea înțelepciune, cum spunea, deșteptul cedează, să găsiți o cale de mijloc. Numere importante 10, apoi 26, pot fi vârste sau, da, vârste sau ore, 48 de asemenea. Îngerul echilibrului, ostilitățile și avertizarea de furtună. Aveți grijă, dragii mei. Hai să vedem și Lenormand ce părere are, tot așa, pentru weekendul acesta. Sper să fie vremuri foarte frumoase pentru voi. O parte se pregătește de călătorie sau vine cineva la voi, dacă nu mergeți voi undeva. Este o călătorie, am numărul 3 important, 3 iunie, nu? Și de asemenea am un 10 de inimă neagră. Cred că e o călătorie cu o cazare pe undeva, dragii mei. Sau poate chiar veți programa această, veți cumpăra această călătorie pentru vară. 24 este numărul acestei cărți, iubire, da, deci sâmbătă, duminică,
aveți parte de dragoste. Ce frumos! Aici este un valet de cupe. Persoane din rac, scorpion, pești. Da, foarte frumos. Sunt suflete perechi aici care sunt alături de voi. Foarte frumos. Între 2 și 4 iunie sau 24 de ani ca vârstă. Ce frumos! O parte dintre voi chiar veți concepe copii, vă veți ocupa de casă, de înfrumusețarea casei, poate vreți să vă mutați undeva, vă duceți în, vă cazați în altă parte. Numărul 17 ca oră sau între 1 și 7 să fiți așa plecați sau să munciți pentru casă. Sunt energii frumoase cu care sper să rezonați. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție. Vă îmbrățișez cu mare drag și vă aștept și la alte etalări. Hai să vedem. Zodia Taur, iată, are etalarea. În primul rând pentru vineri. Vineri, când va fi 2 iunie și probabil este zi lucrătoare. Energia pentru vineri din partea oracolului este următoarea. Reprezintă o mantră, dacă vreți să o rostiți după mine. Spune așa, că depășesc acum fricile și limitările altora. Ia să vedem ce spune mesajul. Mintea mea este cea care îmi creează propriile experiențe. Sunt nelimitată în abilitatea de a crea binele în viața mea. Este o chestiune de alegere acest bine. Într-adevăr, binele este relativ. Ceea ce poate fi bine pentru voi poate să nu reprezinte neapărat bine pentru altcineva. De aceea, să țineți cu dinții de binele vostru ca să nu creați niște conflicte interioare cu sinele vostru. Cartea relației, iată, vorbește de multă putere, dragi tauri. Poate chiar veți avea ușoare dificultăți cu partenerul, partenera, dar aveți curaj și determinare, da, să reușiți. S-ar putea să cunoașteți un leu sau să fiți în relație cu această persoană din zodia leu. Aveți mult curaj să cereți invitații, să faceți declarații sau vine acest leu spre voi așa cu multă pasiune. Apoi la serviciu, împărăteasa îmi spune că doamnele din zodia Taur se vor simți foarte bine, vor fi abundente, mărinimoase, autoritare. S-ar putea o parte dintre voi să nașteți azi sau să rămâneți însărcinate, ori să primiți o postură frumoasă, un alt job, o altă poziție la job. Veți fi tratate ca niște împărătese. Poate vă preocupă subiectul mamei voastre, veți suna mama în timp ce sunteți la serviciu. Hai să vedem în continuare. Carul îmi spune că planul financiar e bine aspectat pentru voi. Faceți călătorii pentru acești bani care pot veni de asemenea de la persoanele din zodia rac. Voi vă faceți o planificare pentru o călătorie sau chiar călătoriți. Vă preocupă un mijloc de transport, poate închiriați, poate o reparați mașina sau o cumpărați. Foarte frumos, da? Carul înseamnă o victorie financiară pentru voi. O persoană din zodia rac poate să vă aducă acești bani. Iată, pe sănătate, cavalerul acesta de spade îmi spune că sunteți ușor conflictuali, parcă voi călcați pe orice numai să vă atingeți scopurile. Dar s-ar putea să mergeți la o instituție care foarte rapid să vă dea o veste destul de bună, aș zice eu, că ați atins un nivel de sănătate sau este ceva de bine, dragii mei, vă energizează. De asemenea, pot fi anumite conflicte mici cu persoane din gemeni balanță vărsător, cărora le țineți piept, cum se spune. Hai să vedem pentru întreg weekendul ce înger dorește să vă adreseze un mesaj. Și avem aici Arhanghelul Uriel. Foarte frumos. O să vă citesc mesajul, vi-l traduc, dragii mei. Spune că emoțiile voastre se vindecă, ceea ce vă permite să vă deschideți către o mare dragoste, o dragoste mult mai mare. Acest Arhanghel Uriel vă ajută pentru a putea elibera furia și neiertarea din sufletul și din mintea ta. Foarte frumos, înseamnă că pot avea loc împăcări, acceptări ale unor situații. Hai să vedem efectiv în relația voastră, dragi tauri, cum sunteți, care este energia voastră. O nouă dragoste sau o reaprindere a unei pasiuni.
sunt cele care vă preocupă pe voi, dar o nouă persoană vă stârnește sentimente romantice sau apare această reaprindere a pasiunii într-o relație de lungă durată. Cealaltă persoană, iată, își vindecă chestiunile legate de familie prin a ierta părinții, dar pentru că viața amoroasă a voastră va beneficia dacă își va ierta părinții. Felul în care mama cu tatăl lor s-au purtat unul cu altul, fie relația dintre această persoană și mama sau relația persoanei cu tatăl lui sau a ei. Hai să vedem energia întregii relații. Trebuie să fiți atenți la niște stegulețe roșii, niște semne vă avertizează legat de problemele pe care ar trebui să le rezolvați într-un mod asertiv, cu o deschidere, da, față de rezolvarea acestor dificultăți pentru a nu ajunge la niște conflicte. Să vedem din perspectiva tarot energii. Iată, voi vă faceți o strategie, da? Sâmbătă, duminică, vă gândiți la un plan. Planul acesta se poate referi la relație, la serviciu, la planul financiar sau la sănătatea voastră. 21 poate fi o oră sau o vârstă. A doua carte vorbește de multă acțiune care se manifestă între voi și o anumită persoană. Fie că petreceți timp în aer liber, călătoriți sau efectiv stați de vorbă, voi petreceți timp cu cineva. 17 poate fi o oră sau intervalul între 1 și 7. Da, 17 poate fi vârsta, poate veți petrece alături de copiii, adolescenții voștri. Și iată răbdarea care vă ajută să treceți și marea. Așa e o vorbă. Răbdarea aceasta este un dar, pentru că aveți deschiderea să ascultați punctul de vedere al celorlalți și voi să vă exprimați într-un mod cât mai clar. Numărul 16 poate fi important sau intervalul 1-6, da, sau vârsta. Da, poate să fie și vârsta unui copil de-al vostru. Hai să vedem în continuare care sunt părerile cărților Lenormand despre sâmbătă și duminică, 3 și 4 iunie. Păi avem în primul rând, iată, multă pasiune. 29 poate să fie o vârstă sau intervalul între orele 2 și 9. Asul ăsta de spade realizați voi ceva, adică este o soluție sau e o victorie pe care o aveți. Cuceriți o persoană care vă este vouă dragă sau aveți parte, cum spuneam, de multă intimitate plină de satisfacție. Iată, o parte dintre voi vor primi acest buchet de flori sau îl vor oferi mai departe. Pot fi persoane, iată, din gemeni balanță vărsător care să vină spre voi. 30 mai, poate ați discutat din 30 mai să vă vedeți sâmbătă sau duminică și au loc complimente, o invitație, flori, onoare care vi se face dacă sunteți doamne sau oferiți. Doamne, două buchete, cred că unul primit sâmbătă, unul duminică. Sunt aceste gladiole pentru sâmbătă și duminică lalele. Ideea este că o parte puteți primi sâmbătă, o parte duminică. Asta pare mai realist. Ori poate chiar veți fi domni în taur care veți oferi în ambele zile. Sper să fie pentru aceeași persoană. Cartea are numărul 9, poate fi vorba de ora 9 și de asemenea văd o regină de spade aici, o persoană poate din gemeni balanță vărsător. Interesant este că am și popa de inimă neagră și am și dama de inimă neagră și chiar văzusem o glumă, o glumiță că în care partenera se plângea că n-a primit flori și partenerul la fel se plângea că n-a primit nici el flori. Așa este, cum se spune, sufletele pereche se adună și într-un fel sau altul veți petrece cu cineva. 29, 30 și 9. Acestea sunt poate vârste, ore. Puteți considera cum credeți de cuvință. Eu chiar vă doresc niște zile minunate și un weekend plăcut. Să
să vă meargă bine, vă îmbrățișez cu mare drag și voi trece la zodia Gemeni. Să vedem, dragi Gemeni, care sunt energiile. În primul rând, pentru ziua de vineri, vineri 2 iunie. Să vedem mesajul oracol pentru voi. Este un fel de mantră, dacă doriți să repetați după mine, pentru că se va spune la modul personal, persoana întâi. Sunt de toate pentru toți, inclusiv pentru mine. Este într-adevăr o credință că atât timp cât voi admirați ceea ce se întâmplă în jurul vostru, fără să invidiați, și sunteți deschiși să primiți cu multă recunoștință, va veni și spre dumneavoastră. La fel, puteți repeta acest mesaj după mine. Oceanul vieții este darnic cu abundența lui. Toate nevoile și dorințele mele sunt îndeplinite înainte ca eu măcar să cer. Binele meu vine de pretutindeni, de la toți și din toate. Destul de interesantă această idee, să vedem, dragii mei, din zodia Gemeni, ce spune tarotul pentru vineri. În plan personal, relațional, fie sunteți voi acest magician a manifesta, da, gândirea magică și a manifesta un potențial nefolosit și a face ca lucrurile să meargă cât se poate de bine în relație, ori poate fi un partener din berbec sau din săgetător care să joace acest rol de magie în viața voastră. 4 de bâte, iată ce frumos, văd o sărbătorire la locul de muncă. De asemenea, faptul că, nu știu, dacă aveți concediu, chiar plecați pe undeva, vă cazați, văd multă stabilitate la locul de muncă și colaborări frumoase cu berbecii lei săgetătorii. Apoi, financiar, vorbind cu zecele de monede, voi vă bucurați de o familie fericită și lipsită de griji. Banii pot veni de la persoane din Taur, Fecioară, Capricorn. Totodată, iată, justiția îmi spune că se face dreptate și voi vă simțiți foarte bine. Are loc o vindecare, are loc o relație frumoasă cu cineva din zodia Balanță care vă umple sufletul, da, de bucurie, pentru că binele triumfă întotdeauna și justiția ne anunță acest lucru. Hai să mergem acum la sâmbătă și duminică să vedem per total, pe tot weekendul, care este îngerul care dorește să vă ocrotească. Se numește Brigitte, acest înger, și am să vă traduc mesajul ei. Spune că precauția este garantată. Trebuie să privești mai adânc în situația respectivă înainte de a merge mai departe. Brigitte parcă vă oprește dintr-o inițiativă. Analizați mai mult. Cereți mai multe informații legate de acțiunile pe care vreți să le întreprindeți, pentru că e bine să fiți precauți, așa vă spune acest înger Brigitte. Mergem mai departe să vedem relația persoanelor din zodia Gemeni. Energia voastră este îndreptată spre o nouă dragoste sau spre reaprinderea pasiunii în relația dumneavoastră. O nouă persoană sau o nouă atitudine a persoanei dragi vă trezește, da, interesul. Persoana cealaltă, iată, simte că voi vă cunoașteți de când lumea, poate chiar aveți o relație de lungă durată. Dacă abia v-ați cunoscut, veți fi foarte familiari unul cu celălalt. Deci, parcă este o relație dintr-o altă viață sau o prietenie are șanse să se transforme într-o relație de iubire. Energia relației voastre, foarte curând să vă decideți și voi și celălalt sau cealaltă, ce anume vă doriți, tocmai pentru ca să trăiți această frumoasă poveste de dragoste sau să retrăiți reaprinderea acestei pasiuni. Mergem acum la Tarot Energy să vedem ce anume ne prezintă acest pachet despre weekend, cum ar putea să fie. Văd aici invidia unei persoane care nu prea vede cu ochii buni reușitele voastre. S-ar putea să fie mai răutăcioasă această persoană. Dacă voi aveți tendința de a invidia pe cineva, e cel mai bine să vă comparați pe voi, cei care ați fost ieri, cu cei care sunteți astăzi. Să lăsați la o parte comparațiile, pentru că
Întotdeauna există și o parte bună și o parte mai puțin bună. Cartea are numărul 20, poate să se refere la o vârstă sau la o oră. Totodată văd ușa către spiritualitate. Poate că se întâmplă anumite coincidențe care vă duc cu gândul că nimic nu este întâmplător. Vine și ajutorul divin exact când aveți nevoie. 32 este o vârstă sau considerați energiile lui 2, 3, 23, 5 sau 6. Și nu în ultimul rând, văd o binecuvântare, un fel de prosperitate pe care eu o văd aici. Cartea are numărul 11 și este într-adevăr foarte, foarte plăcută, foarte frumoasă. Aș vrea să văd și energia pe care ne-o transmite pachetul acesta de Lenormand. Ia să vedem, dragii mei, pentru zilele acestea de 2, 3, 4 iunie. Păi avem, iată, căsuța, preocuparea voastră de a sta în casă, de a face pentru casă, poate curat. O parte veți călători, poate vă veți caza în altă casă. Văd o armonie aici, o înțelegere. Am un popă de inimă roșie, adică un rege de cupe. Văd de asemenea o maturizare emoțională. Veți fi părinți buni, prieteni buni, da? Iubiți buni unii pentru ceilalți. Numărul 4 este norocos pentru voi. Dragii mei gemeni, hai să vedem în continuare. Văd faptul că vă interesează la fel o locație, poate apariția unor copii sau sunteți cu copiii. Sunteți domestici, sunteți cu persoana voastră dragă. Cartea are numărul 17 și aici se manifestă o regină de spade, adică o persoană din gemeni balanță vărsător, cu care voi puteți să fiți. Și între 1 și 7, la ora 8 sau la ora 17:05. Iar a treia carte, numărul 32, deci energiile lui 2, 3, 23, 32, 5 sau 6, ne spune așa, luna, ne spune despre un secret, spre duminică, un secret sau dorința voastră de a lăsa în urmă un capitol și a merge către ceva mult mai bun. Voi renunțați deja la o idee pentru că știți că meritați mai mult sau poate chiar la o persoană. Dar deocamdată este în secret, poate chiar vă întâlniți sau discutați în secret cu o altă persoană. Eu vă doresc un weekend minunat, să vă meargă bine, vă îmbrățișez cu mare drag și hai să vedem Zodia Rac. Cum se manifestă pentru voi, dragii mei, doamne și domni, zilele, da, și energia și predispozițiile pentru următoarea perioadă. Vorbim despre vineri 2 iunie și ce să facem, dragii mei? Oare reușesc eu să găsesc, să fac eu rost de cărticica asta a voastră? Haideți că am reușit! Deschideți ușii noi, deschideți vieții noi uși, așa spune, deschid noi uși vieții. Este important să lăsați ceva în urmă și să deschideți noi oportunități. Ce spune cartea pe verso? Puteți să repetați și voi, pentru că este ca un fel de mantră. Mă bucur de ceea ce am și știu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise și am încredere că viața este minunată. Sper din tot sufletul să vă molipsesc, da, cu această mantră frumoasă pe care puteți să o repetați, dragii mei. În cuvintele voastre, da, puteți efectiv să reascultați citirea sau câteva zile sau pur și simplu să vă notați, da, sau să spuneți în cuvintele voastre ideea respectivă. În relație și planul personal vă văd destul de interesat să vă apărați propriile avantaje, da, să le puneți în... Parcă faceți ceva pe furiș, nu știu dacă... Dacă este o discuție cu cineva din gemeni balanță vărsător, da, voi trebuie să luptați pentru interesele voastre. Apoi văd că posibil este să vă îndrăgostiți la locul de muncă, pentru că văd acest 7 de cupe, dar totodată să fiți într-o iluzie, aveți grijă la confuzii, să vedeți realitatea exact așa cum este ea. Poate că veți lucra cu o persoană din Rac, Scorpion, Pești.
Văd cu pe plină pentru voi lucrurile, sper să meargă bine, dar probabil că nu le puteți avea pe toate. Va trebui oarecum să înțelegeți, da, să alegeți. Este ca și cum ceea ce îți place prea mult să faci nu ți-aduce foarte mulți bani și invers. Ceea ce ți-aduce foarte mulți bani nu este chiar foarte, foarte plăcut. A treia carte a finanțelor anunță oarecare îngrijorări legate de bani. Aici am un 8 de spade, dar să știți, situația nu e atât de dificilă pe cât o percepeți dumneavoastră. Eu cred că puteți să vă detașați, da? Banii s-ar putea să vină de la gemeni, balanțe, vărsător sau ei să mai întârzie și asta să vă facă vouă griji. Apoi văd zecele de monede. Slavă Domnului pe planul sănătății și a sufletului. Aveți această carte a familiei fericite și lipsite de griji, a abundenței. Deci voi o să scăpați, cred, de o grijă financiară. Cel puțin așa ne anunță cărțile. Hai să vedem pentru sâmbătă și duminică, pentru 3 și 4 iunie, de exemplu, ce înger vă ocrotește sau ce mesaj dorește acest înger să vă transmită. Păi noi vorbim despre Rosetta și am să vă traduc mesajul Rosetei. Spune că tu ai un dar de a lucra cu persoanele tinere, cu copiii și că acest scop divin al tău implică să îi ajuți și să îi înveți pe acești copii, să îi crești pe acești copii. Fie că deja aveți copiii voștri, chiar nepoți, fie că domeniul vostru profesional poate să aibă legătură cu educarea copiilor, dar știe acest înger Rosetta dacă va fi important pentru voi și să vă gândiți la această idee. Apoi vedem acești îngeri romantici care o să ne spună câte ceva despre relație. Energia voastră este în așteptare. Voi simțiți că timpul divin lucrează în favoarea relației voastre sau în găsirea unei persoane potrivite pentru voi. Să vedem următoarea carte ce spune. Următoarea carte este energia celeilalte persoane. Fie aceasta are altă religie, fie aceasta are păreri diferite, concepții de viață diferite sau căi spirituale diferite și așa aveți, hai să vedem energia relației, aveți așa niște diferențe între voi. Iată, sunt sentimente romantice, indiferent cât de diferiți sunteți, parcă voi încă n-ați intrat în această legătură, în această conexiune, tot așteptați un moment potrivit sau nu știți dacă această relație este sau nu, prin apariția diferențelor, da, vă întrebați, dar sunt sentimente romantice care merită explorate între voi doi, dragii mei, dragi doamne și domn din rac. Să vedem acum pentru weekend, pentru 3 și 4 iunie, cum se manifestă cărțile din Tarot Energy și din Lenormand. Mesajul este legat de o abundență care vine spre voi. Fie că aveți o abundență de idei, o prosperitate legată de bani sau efectiv de pretendenți sau relații sociale frumoase sau este o binecuvântare aici, numărul 11 poate fi important ca oră, de asemenea, sau 2, ora 2, ușa către valori. Deci pentru voi va fi foarte important că se rezolvă o dificultate financiară. Voi deschideți ușa către bani. 31 poate să reprezinte o vârstă sau începând din 31 mai să aveți această bucurie a banilor care vin spre voi, da, se vor manifesta și în acest weekend, într-un fel sau altul. Apoi văd binecuvântări și abundență din nou. Dragii mei raci, lucruri foarte frumoase se întâmplă în viața voastră. Cartea cu numărul 3 anunță o atmosferă frumoasă care se referă la faptul că e ora 3, mergeți într-un parc frumos, dar poate fi și abundența de creativitate și de bani și de dragoste. Foarte, foarte frumoasă energie. Hai să vedem și ce ne spune Lenormand pentru acest weekend, 2, 3, 4 iunie.
Păi avem așa, dragii mei, o speranță frumoasă, o veste bună care vine spre voi, că se rezolvă ceva. Șasele acesta de inimă roșie este șasele de cupe. Cineva din trecut vine spre voi, se întoarce trecutul la voi. De asemenea, în ora 16 aici, sau între 1 și 6 iunie, veți avea această regăsire a voastră, a stării voastre de bine. Vedeți că se rezolvă dificultățile, da, și că începe o perioadă plăcută pentru voi. Cred că vă veți bucura ca niște copii în acest weekend sau, da, vă bucurați copilul interior sau chiar veți sta împreună cu copiii voștri. Ar putea să fie și din gemeni balanță vărsător aceștia. Cartea numărul 13 îmi spune, da, că poate fi vorba de vârstă, vârsta unui copilaș sau între 1 și 3 iunie să fie preocuparea. Poate veți rămâne însărcinate sau chiar veți naște în această perioadă. Și grădina, la fel, îmi spune că în sufletul vostru această grădină este înflorită. Poate petreceți un timp frumos, vă mergeți într-o călătorie, vedeți un spațiu verde foarte plăcut, vă preocupă propria grădină dacă stați la casă. Aici am un 8 de spade, voi vă veți limpezi niște griji, bucurându-vă de o atmosferă foarte frumoasă, da, verde. 20 poate fi o vârstă sau o oră, da, ora 8 seara. Îmi place etalarea voastră, sper să se împlinească tot ce a fost pus bun aici și vă îmbrățișez cu mare drag, mulțumindu-vă pentru faptul că ați urmărit această etalare. Să vedem, Zodia Leu, începem cu dragii mei, dragi doamne și domni, cu mesajul oracol pentru vineri, 2 iunie. Și avem așa, puteți repeta și voi după mine. Îmi binecuvântez familia cu iubire. Se pare că familia are un rol foarte important în viața voastră și binecuvântarea lor vă asigură și vouă o liniște sufletească. Lei așa sunt, le place să fie înconjurați de familie, să facă mesele acelea cu toate generațiile și așa mai departe. Ce mesaj puteți să mai repetați după mine? Dacă doresc iubire și acceptare din partea familiei mele, trebuie să am iubire și acceptare pentru ea. Aici, într-adevăr, va fi nevoie, poate, să aveți această deschidere de a accepta anumite imperfecțiuni, da? Pentru că nimeni nu este perfect și dacă nu sunt lucruri foarte grave care să vă dea peste cap, poate că veți trece cu vederea anumite lucruri neplăcute din partea familiei voastre, tocmai pentru regăsirea unei armonii. Cartea de pe planul personal și relațional, Marea Preoteasă, îmi arată faptul că sunteți foarte înțelepte, dragile oaice, sau bărbații în Zodia Leu sunt interesați de o femeie enigmatică, poate, din Zodia Rac. Totodată aveți șansa să aflați un mare secret, fie că voi îl împărtășiți celorlalți, fie că acești oameni vin spre voi și vă spun anume ceva. Oricum, înțelepciunea voastră vă ajută în fiecare zi de weekend. Apoi văd la serviciu că vă vindecați de o trădare, de o suferință sau efectiv sunteți foarte lucizi și munciți, chiar dacă inima vă dă ghes spre weekend, dar parcă voi sunteți foarte conștiincioși, vă călcați pe inimă și faceți lucrurile într-un mod pragmatic și rațional. Apoi aici, financiar, vă cam doare capul, dragii mei, banii pot veni din partea unor persoane din berbec leu săgetător. Aici, la serviciu, s-ar putea să vă enerveze cineva din gemeni balanță vărsător. Să aveți o oarecare trădare. Aveți grijă, da, la relații trio. 9 de pâte îmi spune că voi probabil că aveți destul de multe de rezolvat și planul financiar nu prea ține pasul cu ce aveți voi de făcut, însă s-ar putea să aveți parte de multe acțiuni în această zi de vineri și să reușiți să duceți la bun sfârșit, da, un anumit proiect care era neapărat, da, urgent de rezolvat. Șasul de bâte mi-arată o vindecare, o renaștere. Chiar și o naștere s-ar putea doamnele din leu să nască sau partenerele domnilor din leu.
văd o renaștere a voastră, înverzirea voastră, vă veți simți mai bine, mai tineri, mai sănătoși decât în zilele trecute. Eu sper să vă meargă excelent. Hai să vedem mai departe. De exemplu, pentru weekend, 3-4 iunie, care este îngerul care vă oferă un sfat? Păi, Adriana, iată, acest înger vă spune în felul următor. Spune că tu ești condus, da, înainte, la răspunsul legat de întrebările și rugăciunile pe care le-ai făcut și de asemenea să asculți și să urmezi pașii pe care acest înger, Adriana, ți va comunica prin intuiția ta, prin gândurile tale și prin vise. Se pare că rugăciunile voastre au fost ascultate și vor veni niște binecuvântări pentru voi. Să vedem cu dragostea, dragii mei lei, cum veți sta. Cartea care să vă descrie pe voi este căsătoria. Probabil că vă preocupă această căsătorie în care sunteți sau pe care ați dori să o aveți. Să vedem din partea celeilalte persoane. Sper să aveți o relație de lungă durată care să se transforme într-o căsătorie. Cealaltă persoană simte că este iubibilă și cred din tot sufletul că va veni într-un fel spre voi. Din câte văd eu aici, vă săgetează, da, cu această săgeată a lui Cupidon sau a lui Eros. Își va crește încrederea în sine, fiind el sau ea, și va veni spre voi, dragii mei, într-un fel sau altul. Hai să vedem în continuare ce spun cărțile despre relația voastră. Se pare că viața amoroasă este afectată de o dependență sau de o adicție. Poate să fie o gelozie care există între voi, dependența unuia de celălalt sau consumul unei substanțe sau dorința de control, dorința de a avea anumite probleme. Ideea este că dacă veți rezolva aceste dependențe, cred că va beneficia și relația voastră, dragii mei, de o perioadă mai fericită. Mergem acum la tarot energii, să vedem ce se va întâmpla în weekend, care sunt predispozițiile. Nu uitați că voi aveți liberul arbitru. În primul rând, veți simți multă apreciere din partea celorlalți. Veți primi flori, dragi doamne, fie că sunteți din leu, fie sunteți partenerele domnilor din leu. Numărul 15 poate fi o oră, între orele 1 și 5, la fel. Între 1 și 5 iunie să vă simțiți apreciați de ceilalți. Hai să vedem mai departe. Niște ostilități apar. Aveți grijă, fie că voi sunteți cei care sunteți așa puțin nervoși, fie persoana voastră dragă, va avea niște neplăceri. Poate vine cu o falcă în cer și una în pământ. 26 e o vârstă sau între 2 și 6 iunie veți simți dacă, nu știu, sunt anumite ostilități. Hai să vedem a treia carte. O călătorie. Poate aveți griji legate de această călătorie. Poate să fie o deplasare geografică sau o devenire a voastră, dragii mei. Numărul 2 are această carte, deci nu veți fi singuri în călătoria respectivă. Sper să fiți cât mai calmi și să nu vă vărsați furia pe cineva anume. Hai să vedem mai departe ce spune Lenormand. Sau dacă vine spre voi cineva așa mai, cum să vă spun, mai ostil, pur și simplu să-i tratați cu calmul vostru și să le explicați că nu este despre voi, ci despre ei înșiși și despre un conflict interior pe care ei nu și l-au rezolvat, dar fie că proiectează pe voi propriile nemulțumiri. Hai să vedem, Lenormand ce spune, cartea cu numărul 12, poate fi 12 noaptea, am și un 7 de romb aici, sunt niște discuții frumoase, complimente pe care le puteți primi la această de seară de la o persoană care vă seamănă, că sunt două bufnițe aici, vă sfătuiți voi parcă cu cineva, aveți vorbe bune cu cineva, apoi văd un bărbat romantic,
pentru doamnele din leu sau voi sunteți acești parteneri din leu. Am un as de inimă roșie, adică un as de cupe, o dragoste care este pe cale să înceapă. Este un bărbat în această bucătărie de sculți cu mânecile suflecate. 28 poate să fie o vârstă sau intervalul între 28, da, sau 10, ora 10. Foarte mult contează, dar în orice caz văd discuții foarte intime și multă protecție divină, dragii mei. Numărul 36 poate să fie vârsta uneia dintre persoanele care vizualizează această citire și mai am și un 6 de romb. Șasele acesta de romb îmi spune că veți primi niște laude, vi se vor recunoaște meritele, poziția voastră. Această credință pe care voi o aveți în Dumnezeu va avea rezultate. Veți vedea. Foarte frumos weekend și pentru dragii mei lei se anunță și sper din tot sufletul să vă bucurați de niște zile frumoase. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și voi trece la Zodia Fecioară. Trecem împreună, nu? Pentru dragile doamne și dragii domni din Fecioară. Să vedem mesajul oracol, da? În ziua de vineri, da, vineri avem și zi lucrătoare, o parte dintre noi. Uite, puteți repeta după mine. Sunt de toate pentru toți, inclusiv pentru mine. Este o afirmație tare frumoasă care arată înțelegerea voastră, da? Admirația pentru reușitele celorlalți și speranța, recunoștința pentru că veți primi și voi rezultatele unor eforturi. Celălalt mesaj, la fel, puteți să-l repetați după mine. Oceanul vieții este darnic cu abundența lui. Toate nevoile și dorințele mele sunt împlinite înainte ca măcar să le cer. Binele meu vine de pretutindeni de la toți și din toate. Sper, dragii mei, să țineți cont de acest lucru și să vă bucurați de o zi și de un weekend foarte, foarte plăcut. Pentru că așa este. Rămâne să existe câte puțin pentru fiecare și bine, va fi și conform efortului. Pe plan personal, relațional, văd că voi jonglați între două variante. Sau este o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, pe care nu știți cum anume să o abordați, parcă vrea, parcă nu vrea. Cumpăniți voi, dar poate din două opțiuni, din două, încercați să echilibrați, să aveți timp și de muncă și de câștigat bani, să aveți și timp de voi, personal, dar și timp pentru persoana dragă, dar încercați, dragi fecioare, să cumpăniți cum este mai bine să procedați. La serviciu văd roata norocului care aduce un noroc, se întoarce această roată în beneficiul vostru. S-ar putea să vă ajute o persoană din săgetător. Aici, în relații, văd că sunteți bine aspectați cu taurii, fecioarele, capricornii. Financiar aveți niște griji că nu veți primi niște bani, poate de la gemeni balanță vărsător. Dar realitatea se va dovedi mai bună, mai blândă decât vă închipuiți voi. S-ar putea să aveți discuții legate de bani sau... Totuși, eu cred că se rezolvă. Să nu aveți totuși grijă. Distanțați-vă ca și cum s-ar întâmpla altcuiva și gândiți-vă ce ați sfătui această persoană și apoi efectuați, da, ceea ce este nevoie. Iată, pe planul sănătății și a sufletului, voi simțiți nevoia de odihnă. Probabil că vă veți odihni mai mult sau de-abia veți aștepta weekendul. De asemenea, veți planifica un regim, un anumit tratament pe care să-l luați. Vă aflați după un conflict, posibil cu gemeni balanță vărsător, și vă refaceți, da, după această discuție, posibil în contradictoriu. Mergem mai departe pentru zilele de sâmbătă-duminică, să vedem 3-4 iunie cu ce mesaj vine, da, care este îngerul care vă transmite următoarea recomandare. Vorbim de Ariel. Da, hai să vedem ce ne spune Ariel. Vă traduc. Spune că o nouă experiență psihică și spirituală îți va schimba modul în care tu vezi lumea și pe tine însuți, însăți,
să permiți darurilor spirituale să se deschidă prin studiu, rugăciune și meditație. Mi se pare o povață foarte frumoasă pe care Ariel vă transmite în acest weekend. Să vedem și cu relația, dragii mei, cum vor decurge lucrurile. Energia voastră este separarea, fie că deja sunteți separați, dragi fecioare, de cineva, fie persoana dragă se află la distanță, mai ales dacă e o relație trio sau nu, poate să fie efectiv o persoană care muncește mult sau se află în alt oraș. Ori voi ați vrea să vă separați de cineva care nu pare potrivit, ori eu deja, v-am zis, deja aveți separarea. Cealaltă persoană să flirtează cu voi, poate chiar sunteți la începutul unei relații. Persoana asta vrea să-și extindă lumina inimii și energia către tine. Să vedem mai departe, relația voastră, să știți, se bazează pe niște factori religioși diferiți, fie că aveți religia diferită, vârstele diferite, poziții sociale, da, sau căi spirituale diferite și de asta voi probabil că aveți această tendință de a sta destul de departe de persoana respectivă. Sper să găsiți o cale de comun acord, o idee ar fi să vă concentrați pe punctele voastre comune, pe ceea ce aveți, pe ceea ce este comun ca și preferințe. Dacă aveți aceleași preferințe, să vorbiți despre subiectele pe care le agreați fiecare dintre voi, să nu puneți accent pe diferențe. Tarotul energiei îmi zice așa, este o chestiune legată de atașament, o chestiune de dependență. Voi sau persoana dragă muncește foarte mult sau are tendința să controleze din teama de a nu vă pierde sau poate să consume o anumită substanță, nu știu, zahăr, alcool, care să-i dea dependențe sau voi sunteți acești oameni dependenți cu adicții. Numărul 5 al cărții îmi spune că e nevoie de o schimbare, să știți. Poate veți avea o discuție legată de aceste adicții, dependențe. Apoi, cartea cu numărul 3 vorbește de abundență și binecuvântări. Se vor manifesta pentru voi sâmbătă spre duminică, dar veți avea această abundență de creativitate financiară, de relații sociale și multă apreciere veți simți mai spre duminică, așa? Chiar veți primi flori, doamnele din Fecioară sau domnii din Fecioară își vor arăta exprimarea prin flori. 15 poate fi o oră sau în intervalul orar între 1 și 5, să spun că aveți o întâlnire, da, sau la ora 6. Hai să vedem mai departe. Un bilet foarte frumos pe care puteți să-l primiți, un mesaj care vă unge pe suflet. Este o veste bună, este o exprimare a unei afecțiuni, a unei aprecieri. Șaptele ăsta de spade este o hotărâre importantă pe care o luați, poate voi scrieți această hotărâre. Este luna plină pe 4 iunie, puteți elibera ceea ce vă ține, da, puteți elibera temeri, neîncrederi, relații toxice, da, 27 poate fi o vârstă, poate între 2 și 7 iunie să corespondați cu cineva sau la ora 9, între orele 2 și 7. Hai să vedem mai departe. În orice caz, e un mesaj, fie scris, fie WhatsApp, fie e-mail. Multă pasiune, 29 poate să fie o vârstă, de asemenea văd aici un as de spade, găsiți o soluție să fiți cu persoana dragă vouă, văd multă intimitate aici, între orele 2 și 9 sau, cum spuneam eu, vârstă sau ora 11 să fie importantă, ora 18 la fel și vorbă multă, socializare, prieteni, vești bune care vin spre voi. Șaptele acesta de romb arată vorbe bune ca și complimente de orice fel. Numărul 12 poate reprezenta o oră, poate fi un prânz cu familia, cu prietenii, de ce nu? Sau brunch, cum se cheamă, că e prima masă, pentru că sâmbătă spre duminică se stăm până mai târziu și este așa un fel de amestec între mic dejun și prânz, dragii mei. Vă doresc un weekend minunat și vă mulțumesc tare mult că ați urmărit etalarea. Eu am ajuns la Zodia Balanță să vedem
Dragi doamne și domn din balanță, ce părere au cărțile? Iată, vedem în primul rând pentru vineri, 2 iunie. Să puteți repeta și după mine, sunt flexibil, flexibilă și curgător, curgătoare. Hai să vedem și mesajul de pe verso, care tot așa este o mantră, dacă vreți să repetați. Sunt deschis, deschisă la nou și la schimbare. Fiecare moment îmi oferă o nouă și minunată ocazie de a deveni mai mult din ceea ce sunt. Curg cu grație și ușurință împreună cu viața. Foarte interesant această carte. Mergem mai departe, dragii mei, și hai să vedem pentru ziua de vineri, 2 iunie, care sunt informațiile. Asul acesta de bâte mi-arată că în relațiile voastre puteți începe capitole noi sau chiar noi relații cu berbeci, lei sau săgetători. De asemenea, văd poate că veți rămâne însărcinate, voi sau partenerele, că veți avea o viață intimă intensă. Este aici o iubire mare, este o pasiune foarte mare între voi și cineva din berbec, leu, săgetător. Acest rege de spade la serviciu mi-arată o poziție foarte bună a voastră. Sunteți bine văzuți, experți în ceea ce faceți, probabil că veți avea un cuvânt de spus, veți fi disciplinați, raționali, vă veți atinge obiectivele. Financiar, cu pajul de spade, sunteți foarte curioși. Cum anume să vă mulțiți finanțele, cum anume să creșteți aceste valori materiale. Sunteți mici spioni pentru a afla cât mai multe informații. Vă merge mintea, aveți niște soluții deosebite, dragii mei. Iar pe planul sănătății și a sufletului, voi jonglați. Încercați să echilibrați viața voastră, să și munciți, dar să vă și odihniți. Se pare că vă ajută în această echilibrare o persoană din Taur Fecioară Capricorn. Poate aveți chiar de ales între mai multe opțiuni sau vreți să cumpăniți o anumită, da, să vedeți cum să procedați într-un caz sau în celălalt. Să vedem puțin spre weekend, da, să mergem noi să vedem care înger vă sfătuiește și ce vă roagă să faceți. E vorba despre Chantal, am să vă citesc, am să vă traduc imediat mesajul. Spune că o nouă poveste de dragoste este iminentă și fie poate să vină de la o persoană nouă sau prin reaprinderea pasiunii într-o relație existentă, să fiți deschiși pentru a primi și a dărui dragoste. Foarte frumos, foarte frumos mesaj. Sper să vă meargă bine, dragi balanțe. Hai să vedem ce spun cărțile. Păi cărțile spun în felul următor. Este o relație din trecut pe care voi simțiți că o aveți. Fie este de lungă durată, fie această relație se manifestă prin familiaritatea foarte mare între voi și o persoană abia cunoscută. Deci fie vă știți deja sau ați fost prieteni, fie este o relație de lungă durată. Energia celeilalte persoane, iată, se simte în siguranță să iubească, să dăruiască și să primească această dragoste. Să vedem și relația voastră. Păi se pare că unul dintre voi poartă o mască falsă. S-ar putea ca unul dintre voi să aveți o decepție, crezând că, nu știu, poate voi sau cealaltă persoană nu are sentimentele foarte clare, dar n-ar vrea să vă supere sau voi nu vreți să supărați cealaltă persoană, da? Și țineți în voi niște neplăceri care explodează poate și aveți o anumită decepție crezând că vă înțelegeți eu foarte bine. Puteți fi atenți, da? Și e bine să spuneți ceea ce gândiți. Nu țineți în voi nici doamnele, domnii din balanță, dar să invitați și partenerul, partenera, să-și spună ceea ce simt, ceea ce gândesc, ca să nu se ajungă la anumite conflicte. Hai să vedem din perspectiva tarot energiei ce mesaje primim. În primul rând, văd aici o femeie inteligentă. Poate învățați pentru examene, poate citiți, aveți, doamnele din balanță,
Preocupări intelectuale, 47 poate să fie o vârstă, sau considerați intervalul între orele 4 și 7, sau ar putea să fie ora 11 de asemenea. A doua carte, Binecuvântări și Abundență, care vine spre voi, dragii mei. Cartea are numărul 3 și este foarte frumoasă. Se pare că fie abundența banilor, prosperitatea unei creativități, sunt binecuvântări care vin spre voi. Voi aveți niște satisfacții, sâmbătă, duminică și o victorie spre duminică. Ce frumos, dragii mei, 28 e o vârstă. Voi sunteți, se pare, foarte, vă veți simți foarte bine în acest weekend, într-un fel sau altul. Să vedem mai departe care sunt binecuvântările. Păi văd întâlniri cu prietenii, discuții cu familia, sunt vorbe bune pe care le primiți, le dați, vești care vin spre voi. Numărul 12 poate fi o oră sau între orele 1 și 2. De asemenea, șaptele acesta de romb chiar vorbește despre complimente pe care le primiți, împăcări, da, vești tot felul. Apoi văd de nou prosperitate, banii vin spre voi. S-ar putea să vă întâlniți cu prietenii, să aflați informații importante. 34 poate fi o vârstă sau între orele 3 și 4 să fie această prosperitate care vine spre voi. Popa de romb este o persoană matură din Taur, Fecioară, Capricorn, care poate vă finanțează într-un fel sau altul. Ori voi sunteți această persoană. Și iată, cu numărul 5, am acest arbore al cunoașterii, dar și al geneticii totodată. Șaptele de inimă roșie vorbește despre o pasiune pentru ceva, o bucurie mică, dar și o conștientizare a voastră, da? Că faceți parte din natură, că reprezentăm un oza într-un lanț. Adică suntem, cum să vă spun, noi suntem ceea ce au reprezentat strămoșii noștri, noi prin, cum e copacul acesta cu frunze, da? Noi avem trunchiul, pe trunchiul respectiv avem și experiențele strămoșilor noștri, înmagazinate genetic, cumva. Frunzele acestui copac reprezintă cunoștințele pe care noi le acumulăm în această viață și le transmitem mai departe urmașilor noștri. Veți avea așa o conștientizare, da, a importanței voastre pe pământ. Este un weekend tare frumos pentru voi. Chiar vă doresc să vă simțiți bine, să petreceți frumos și vă mulțumesc mult de tot pentru faptul că ați urmărit etalarea. Vă îmbrățișez cu mare drag și începem citirea pentru zodia Scorpion. Hai să vedem, dragii mei, un moment. Așa, gata. Să vedem, chiar notăm timpul acesta, 2 minute și 45, pentru dragile doamne și dragii domni din Scorpion. Pentru ziua de vineri, vineri 2 iunie, avem următorul mesaj de la oracol. Păi spune așa, că acceptați toate părțile din dumneavoastră. Asta înseamnă că așa cum fiecare are și părți bune și părți mai puțin bune, trebuie să acceptați și ceea ce este mai puțin plăcut la dumneavoastră. Ce anume spune această carte? Puteți să repetați și voi mesajul după mine. Privesc în oglindă și spun, mă iubesc și mă accept exact așa cum sunt. E foarte important, dragii mei, să integrați absolut tot ce simțiți voi că reprezentați. Poate că nu veți reuși să obțineți rezultatele pe care vi le-ați propus. Acceptați aceste experiențe prin care treceți. Apoi tarotul ne spune așa, pe plan relațional s-ar putea să interacționați cu cineva din gemeni, balanță, vărsător. E o persoană care va aduce o veste, valvârtești sau vine spre voi. S-ar putea de asemenea voi să manifestați această dorință de a primi cât mai multe, atinge cât mai multe scopuri, da?
în relația voastră, în conexiunile voastre. Regele de monede pe planul profesional îmi arată că vineri, 2 iunie, veți avea un job solid, o siguranță, o prosperitate. S-ar putea să vă ajute persoane din Taur, Fecioară, Capricorn, da, cu care veți colabora foarte bine. Asul de bâte mi-arată un nou proiect financiar care vine spre voi sau bani care ajung de la voi de la berbeci, lei, săgetători. S-ar putea o parte dintre doamnele în Scorpion să nască sau partenerele domnilor din Scorpion, da, să nască sau să rămână însărcinate. Și iată, sănătatea și sufletul sunt oarecum echilibrate, dar parcă voi sunteți cam nemulțumiți, parcă ați ținut o dietă, dar n-ați atins acea stare de bine la care v-ați așteptat. Însă trebuie să continuați acel stil de viață sănătos sau acel tratament până când veți obține o stare de echilibru de plină. Eu chiar vă doresc o zi minunată și hai să vedem în continuare cum este weekendul pentru voi. Ne referim aici, iată, la un mesaj de la îngeri. Să vedem pentru 3-4 iunie. Roseta, ce frumos! Iată, vă arăt și mesajul și vi-l traduc imediat. Roseta spune așa, că tu ai un dar de a lucra cu copiii, cu persoanele tinere, și că scopul tău divin, să știi că implică ajutarea, învățarea și îngrijirea acestor copii. S-ar putea, dragii mei, să vă preocupe acest gând. Poate deja acționați în direcția asta sau deja profesați și atunci vine ca o confirmare. Totodată să vedem în relațiile voastre cum anume se manifestă iubirea. Energia voastră, iată, este de a decide cât mai curând ceea ce vă doriți pentru ca să primiți acest lucru în relația voastră. În al doilea rând, văd că cealaltă persoană este preocupată de finanțe și carieră și s-ar putea viața voastră amoroasă să fie influențată de aceste probleme pe care le are, fie că muncește foarte mult, fie că nu găsește jobul potrivit sau nu câștigă suficienți bani. Și parcă voi trebuie să luați o hotărâre, da, legată de relația aceasta. Însă, din fericire, văd că energia întregii legături dintre voi doi se va baza pe liberarea unui control. Nu veți mai încerca să manipulați nici voi, nici ceilalți de cealaltă parte, ci va exista o deschidere să lăsați evenimentele să se petreacă natural, fără a sări etape, fără a interveni niciun fel asupra relației. Probabil că veți avea răbdare să treceți aceste dificultăți. Hai să vedem și tarotul energiei și Lenormand ce ne anunță pentru sâmbătă și duminică, da, pentru 3-4 iunie. Păi avem, dragii mei, următorul mesaj. O femeie care ține o monedă. Fie sunteți voi, doamnele din Scorpion, fie sunt partenerele domnilor din Scorpion. 42 este o vârstă sau considerăm energiile lui 4, 2, 24 sau 6, 8, ca ore, ca vârste. Da, vă preocupă chestiunile financiare. Apoi văd calea templului. S-ar putea să meditați, să fiți mai însingurați, într-o solitudine sănătoasă, să vă gândiți cu recunoștință la ce ați primit. Poate chiar mergeți într-un lăcaș de cult. Am revenit, dragii mei. Poate mergeți la o biserică, într-o mănăstire frumoasă sau efectiv considerați că sufletul vostru, da, este ca o biserică în care gândurile își găsesc vindecarea. Numărul 12 are această carte, poate fi ora 12 și iată, vă vindecați o inimă rănită. Ceva, ceea ce spune cineva, ceea ce face cineva, vă ajută să vă vindecați această inimă. Cartea are numărul 9. Poate fi vorba despre ora 9. Să vedem în continuare, dar pentru acest weekend, ce informații mai primim? În primul rând, văd aici că vă înțelegeți foarte bine cu cineva, dar nu puteți sta tot timpul împreună. Unul din voi trebuie să plece la un moment dat.
Aici am un 7 de rom, care înseamnă vorbe bune, înseamnă iubire, înseamnă prietenie, înseamnă de asemenea declarații frumoase. 12 poate fi 12 noapte, apare că este noapte aici, dragii mei, și este lună plină. Poate fi o relație în secret, poate fi o relație trio. Cu numărul 38, văd aici un pod. Voi veți decide să ajungeți unul în întâmpinarea celuilalt. Fiecare din voi pleacă spre cealaltă persoană, ori cu gândul, ori efectiv vă veți vizita dacă sunteți la distanță. Cartea aceasta îmi spune că veți ajunge la mijlocul drumului, veți face amândoi efort, în așa fel încât, da, fie că vorbim de relație, de legătură cu familia, veniți unii în întâmpinarea celorlalți. 38 e o vârstă sau între orele 3 și 8. Veți traversa un pod, da? Sau vă gândiți la trecut, vă duceți cu, da, un pod peste timp în trecut, aduceți ceva din trecut în prezent și iată, preocupări pentru casă, pentru relație, pentru a procrea un copil, pentru a vă îngriji de casa voastră. Cartea are numărul 17, se referă poate la ora 5 sau între orele 1 și 7, să fie o mutare în altă casă, da, căutați o locuință. Regina de spade, această popă de inimă neagră, anunță poate relațiile voastre, dragi scorpion, cu persoane din gen în balanță vărsător. Foarte frumoase, foarte frumoase energii cu care sper să rezonați cel puțin cu ce a fost spus bun. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă îmbrățișez cu mare drag. Începem etalarea zodiei săgetător, dragii mei, din, dragi doamne și domni din săgetător. Să vedem pentru vineri 2 iunie și apoi pentru weekend 3-4 iunie care sunt predispozițiile. În primul rând, mantra voastră. Ce puteți repeta după mine? Deschid noi uși vieții. Voi veți avea această dorință de a vedea ce oportunități mai aveți. Pe verso am de asemenea o mantră pe care puteți să o repetați după mine. Este un citat motivațional. Mă bucur de ceea ce am și știu că am mereu în fața mea noi experiențe. Întâmpin noul cu brațele deschise și am încredere că viața este minunată. S-ar putea să percepeți această zi ca pe una în care să începeți ceva nou, să dați curs unor oportunități care se îndreaptă spre voi. Și apoi să vedem, pe plan personal, relațional, văd începuturile unor relații, reaprinderea pasiunii în altele, acest as de bâte vorbește despre o viață intimă intensă, despre o soluție, o naștere, o renaștere a voastră. Dacă vorbim la nivel personal, regăsirea o prietenie deosebită ce se poate naște, crea în această zi. La serviciu veți fi foarte mulțumiți de voi, veți lucra mai mult independent. De asemenea, colaborările sunt foarte bune cu racii, scorpionii și peștii. Dar vă simțiți bine la serviciu, vă simțiți bine în ce aveți voi de făcut, sunteți extrem, extrem de mulțumiți. Împărăteasa vorbește de multă abundență pentru săgetători. Banii pot veni de la o mamă sau de la o persoană din zodia Taur. Aici este multă autoritate, este multă mărinimie. Poate că veți cheltui pentru partenera care a născut sau voi veți naște, dragii doamne, din săgetător. Va fi o creativitate, o iubire necondiționată și bani care vin din aceste energii. Și nu în ultimul rând, regina de bâte. Doamnele din zodia săgetător vor fi foarte atrăgătoare și încântătoare, vor fi sufletul grupurilor sufletiste. De asemenea, domnii din zodia săgetător pot fi impresionați de doamnele din berbec leu săgetător care au aceste energii foarte, foarte plăcute. Cred că este vorba de sănătate, este vorba despre pasiune, despre o iubire necondiționată de care voi vă puteți bucura. Hai să continuăm, să vedem pentru weekendul 3-4 iunie ce recomandare primim de la acest pachet Oracol al Îngerilor.
Se pare că, iată, mesajul vostru vine de la Cristal și spune felul următor. Să ai încredere și să ai speranță de asemenea, pentru că există ceva foarte pozitiv care nu se vede încă la orizont și care va apărea în curând pentru tine. Deci fiți încrezători, dragii mei, întrucât foarte curând vine ceva foarte bun spre voi. Să vedem energia care există, cum vă simțiți voi, cum se simte cealaltă persoană și care este relația voastră. Păi voi aveți aici sentimentul că față de cealaltă persoană aveți opțiuni diferite, păreri diferite despre viață, poate chiar religii, căi spirituale diferite, ori chiar vârste. Da? Voi ați cunoscut pe cineva, dar persoana aceasta poate chiar e în relație cu voi, poate fi căsătorită, puteți avea o relație trio, dragii mei. Cealaltă persoană ce gândește, spune că ar vrea să lase prietenii să vă ajute. Dacă aveți aceste divergențe, poate ar trebui să acordați atenție doar punctelor comune, avantajelor care se manifestă, pentru că probabil există o atracție între voi. Persoana aceasta vrea să ceară și să primească ajutor de la prietenii voștri ca să fie cu voi, probabil ca să ajungă la un numitor comun. Relația voastră, iată, necesită un efort. Spune că o mare dragoste merită să faci toți pașii pe care te simți ghidat să-i faci. Dar veți face un efort amândoi, sper, în așa fel încât să ajungeți la o împăcare, la a stabili anumiți termeni care să fie potriviți atât pentru voi cât și pentru persoana dragă. Mergem mai departe cu acest tarot energii să vedem pentru 3 și 4 iunie. Aveți o victorie, dragii mei, în acest weekend. Se manifestă o victorie. 28 este vârsta voastră. Poate sărbătoriți o victorie care a fost pe 28 mai și abia în weekend, da, poate să fie ceva, o câștig, poate mergeți la un concurs și câștigați. 28 de ani sau între orele 2 și 8 aveți această victorie. Apoi iată ușa către spiritualitate. Nimic întâmplător, s-ar putea anumite coincidențe să vă convingă de faptul că există o divinitate, există o protecție divină. 32 este o vârstă sau energia lui 2-3 să fie importante, a lui 23, 32, 5 sau 6. Poate chiar veți merge la biserică, da, să vă rugați cu recunoștință pentru a primi ce aveți nevoie. Și văd de asemenea un înger al puterii, se pare că vă îndrăveniți, vă însănătoșiți, aveți puterea și determinarea să treceți peste niște obstacole, peste niște persoane dificile. 50 este o vârstă sau puteți considera importantă ora 5. Din Lenormand, ia să vedem ce primim pentru săgetători, ce vești primim pentru weekendul 2-3-4 iunie. Văd faptul că vizitați o clădire importantă sau voi vreți să realizați ceva impozant. Deja vă gândiți cum anume să ajungeți la aceste reușite. Este o instituție la care mergeți, o clădire importantă pe care o vizitați. 19 poate fi o oră, dar poate să fie și un restaurant în care mergeți sau o sală de spectacole sau în fața unei clădiri importante, cum e primăria sau Casa Poporului. Dar șasele de spade îmi spune că voi parcă vreți să ajungeți la o împăcare cu cineva, vreți să clădiți un edificiu, adică să aveți o relație de lungă durată în care să construiți o conexiune deosebită, da? Să vedem a doua carte ce spune, iată, luna, ceva secret, ceva lupte interioare. 32 este o vârstă, sau considerați cifrele separat, 2, 3, numărul 32 sau 23, de asemenea cifrele 5 și 6, ca ore importante. Cu optul de cupe voi renunțați la ceva care nu vă mai mulțumește și veți merge către zări senine, către orizonturi noi, indiferent de planurile pe care le vizați. Dar parcă lucrul acesta este încă secret, parcă nu l-ați spus, dar este spre noapte.
Iată multe sincronicități. Aceste ceasuri care arată exact aceeași oră înseamnă că vă veți afla la locul potrivit și la momentul potrivit vouă. Cartea are numărul 37, poate să reprezinte o vârstă sau între orele 3 și 7, sâmbătă ori duminică, să aveți această conștientizare, da? Că, așa cum spun eu de multe ori și nu eu am spus-o, nimic nu este întâmplător. Este doar o expresie pe care foarte mulți înaintași au folosit-o. Eu vă doresc toate cele bune, să vă meargă bine și iată că, da, să aveți un weekend minunat. Eu încep etalarea pentru zodia Capricorn și să vedem, dragi doamne și domni din Capricorn, care sunt energiile și pentru vineri și pentru weekend. Vineri 2 iunie aveți următoarea carte de oracol și următoarea mantră sau citat motivațional. Viața mea merge minunat. Ar fi interesant să repetați acest lucru și mai ales acest mesaj: totul în viața mea merge bine, acum și întotdeauna. Să aveți mai multă încredere și să aveți și recunoștință pentru câte ați primit până acum, tocmai ca și alte lucruri să vină spre voi. Foarte clar s-a întors acest rege de monede. Sunteți voi, dragi doamne sau domni din Capricorn, aș înclina să cred că este bărbatul Capricorn sau este partenerul doamnei Capricorn. Partener care ar putea să fie din Taur Fecioară Capricorn. Eu văd aici multă stabilitate, relații de lungă durată, relații cu multă implicare și sentimentală, dar mai ales materială. Vă place să vă bucurați de viață, cred că veți avea o relație foarte împlinitoare în această zi de vineri. Apoi asul de cupe, la serviciu, arată o foarte frumoasă abundență care poate fi legată de creativitate, de soluții, dar și de dragoste. Poate vă îndrăgostiți la locul de muncă. Totodată aș putea spune că au loc împăcări, armonizări, dacă au existat anumite conflicte, iar legăturile, colaborările cu racii, scorpionii, peștii sunt cele mai bine aspectate. Financiar vorbind, acești îndrăgostiți îmi spun că voi s-ar putea să cheltuiți pentru persoana voastră dragă, partenerul, partenera sau o persoană din gemeni să vină cu bani spre voi. Dacă ați avut cu iubitul, iubita anumite divergențe, se pare că traversați cu bine acele dificultăți și se rezolvă niște probleme, poate chiar veți cheltui pentru persoana dragă anumiți bani. Și legat de sănătate și planul sufletesc, cu acest 6 de monede, cred că planul financiar va fi foarte bun, starea voastră de spirit va crește și, de asemenea, vă veți simți bine alături de persoane din Taur Fecioară Capricorn. Cred că vă ajută cineva cu un tratament bun, cu o vorbă bună care vă ajută. Deci voi ieșiți din niște supărări, da? Vă veți bucura de o abundență, vă veți bucura de iubire, dragii mei. Foarte frumoasă și foarte bine aspectată energia capricornilor. Să vedem care înger dorește să vă sfătuiască pentru perioada 3-4 iunie. Păi aici vorbim despre Isabela. Da, este acest înger Isabela și am să vă citesc, traduc de fapt mesajul. Da, timpul este potrivit pentru această nouă aventură. O nouă modificare fericită, verificare va urma și, de asemenea, așteptările tale pozitive vor fi întâmpinate, da, cu o concretizare a ceea ce voi v-ați dorit. Hai să vedem în relațiile voastre care este atmosfera. În primul rând, cum vă simțiți voi? Trebuie să vă eliberați exul, fie că decideți să vă împăcați cu persoana cu care ați fost separați și atunci este musai să uitați, să încercați să eliberați cum s-a purtat înainte să vă certați, ca să-i dați o șansă, sau voi, ca să puteți intra într-o altă relație, este musai să vă eliberați de proiecțiile pe care le-ați face. Da, nu știu, împrumutând, gândindu-vă că și partenerul viitor sau partenera viitoare
vor face exact la fel cum au făcut precedenții, dar e foarte important să vă clarificați această energie, să vă eliberați de ea, să vă reveniți la forma voastră inițială. Cealaltă persoană, iată, simte că există anumite semne care o avertizează. Se numesc tegulețe roșii. Deci niciunul din voi nu sunteți foarte, foarte echilibrați. Prin urmare, să fiți cât mai diplomați, să fiți cât mai iubitori și înțelegători unul cu celălalt. Tocmai, dar și persoana cealaltă e reticentă, parcă și voi aveți impresia că persoana aceasta va face exact, vă va răni exact ca cealaltă care a plecat. Însă, să știți că există o pasiune între voi. Veți reuși să vă topiți aceste insecurități, vă veți înțelege foarte bine în acest weekend și probabil că veți urmări această etalare care v-a și spus să fiți mai diplomați, să fiți cât mai înțelegători și să acceptați necondiționat și să fiți acceptați necondiționat de ceilalți, de cei cu care sunteți în relații. Hai să vedem mai departe tarotul energiei ce ne povestește. Avem în primul rând, iată, o binecuvântare și o abundență care se manifestă, care va veni spre voi. Că sunt bani, că este creativitate, că este, da, numărul 3 poate fi un norocos pentru voi. Sunt binecuvântări legate de sănătatea voastră. Da, apoi văd grădina și poarta. Ca voi să vă bucurați de viață, să vă bucurați de binecuvântări, este important să renunțați la niște griji, la niște idei că nu ați fi suficient de buni pentru a vă bucura. Da? Vă puteți bucura, ori petreceți timp în grădina voastră, ori mergeți în altă grădină sau într-un parc. 30 poate fi o vârstă sau la ora 3. Mergem mai departe. Mai departe, iată, văd un echilibru foarte frumos, yin și yang-ul, care sunt acele jumătăți ce formează întregul. Foarte frumoasă este această filozofie. Se pare că voi aveți un echilibru interior. Noi avem și feminin și masculin în noi, da? Sau voi cu persoana dragă în cuplul vostru veți avea această foarte frumoasă, foarte frumos echilibru. 22 poate să fie o vârstă sau o oră, dragii mei. Să vedem și cărțile Lenormand. Ce mesaje au pentru zodia Capricorn? Păi iată, văd aici ușoare temeri, ușoare frici pe care le puteți manifesta sau ceva secret. Voi vreți să ieșiți dintr-o stare neplăcută și să mergeți către zări mai senine. Voi știți că meritați mult mai mult decât aveți acum și se pare că luați această decizie. Vă poate ajuta o persoană din rac Scorpion Pești. Carta are numărul 32, care poate reprezenta o vârstă sau considerați, vă rog, cifrele 2, 3, 5, 6 sau numerele 32 sau 23. Fie că sunt norocoase, fie că reprezintă ore sau vârste de ale voastre. Apoi, această carte a măștilor îmi spune că va fi necesară diplomația, va fi necesar cât ați putea de bine să exprimați ceea ce doriți. Nu merită să purtați măști și să țineți în voi și să adunați frustrări, da, sau să vă fie orgoliul rănit. Cel mai important este nici voi și nici cealaltă persoană să nu țineți niște resentimente care ar putea exploda la un moment dat. Mai bine vorbiți deschis despre ceea ce vă deranjează. Aveți grijă să nu poarte cineva o mască falsă. 40 poate să fie o vârstă sau ne referim la ora 4, dacă reducem la o cifră. Și iată steaua, o veste bună care vine spre voi spre duminică, care vă umple de speranță, dar steaua aceasta este importantă și anunță rezolvarea unor dificultăți. Șasele de inimă roșie este șasele de cupe. O veste bună de la familia de origine sau sunt discuții pe care le purtați cu rudele îndepărtate. Este o nostalgie, da, copilăriei voastre. 16 poate fi o oră sau între 1 și 6 iunie să aveți aceste amintiri care vă năpădesc. Este și lună plină, dragii mei, probabil că veți avea
de făcut, de eliberat anumite aspecte din viața voastră. Eu vă doresc toate cele bune și să vă meargă excelent. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit această etalare și hai să vedem pentru Zodia Vărsător, care este pentru dragile doamne și domn din Vărsător, care este predispoziția, da, pentru dumneavoastră. Luăm întâi ziua de vineri, 2 iunie, și iată, avem următoarea carte care se referă la o mantră. Spune așa, orice boală conține o lecție pe care trebuie să o învăț. Se pare că voi, la un moment dat, puteți somatiza, că vă supără cineva, poate vă doare capul sau stomacul. Este important ca atunci când vă deranjează ceva să spuneți acel lucru, să nu țineți în voi furie, pentru că aceasta vă scade imunitatea și nu vă puteți bucura de sănătate. De asemenea, este un citat, o mantră importantă, mintea mea este un instrument eficient de vindecare. Noi putem să fim binecuvântare sau chiar o travă, chimia creierului nostru poate fi modificată dacă noi avem gânduri negative și prăpăstioase. S-ar putea să avem anumite dureri, dar această energie să transforme, să ne transforme hormonal și noi să simțim dezamăgire, nefericire, dar și dureri de stomac, de cap sau diverse alte afecțiuni. Să vedem tarotul ce părere are. În primul rând vorbim despre planul personal și un rege de spade. Dragi vărsători, puteți fi voi acest rege de spade mai rațional și mai puțin romantici. Poate să fie și partenerul persoanei doamnei din vărsător, un geamăn, o balanță sau un vărsător, cu care vă veți înțelege bine. Sunteți într-o poziție de autoritate, de forță, de rațiune. Sper din tot sufletul, da, și partenerul, partenera să fie din același fel, ca să nu se aștepte la anumit romantism. Apoi văd Carol care vorbește despre o deplasare pe care o faceți la serviciu, o victorie pe care o puteți avea, faptul că veți decide ce este important, veți planifica, veți alege între bine și rău. S-ar putea să colaborați excelent cu persoanele din Zodia Rac. Apoi șaptele de monede mi-arată că nu primiți chiar întreaga sumă de bani la care v-ați așteptat, deși eforturile voastre au fost susținute. Recompensa nu vine pe măsura a ceea ce așteptați voi. Banii însă pot veni de la persoane din Taur Fecioară Capricorn. Și nu în ultimul rând, planul sănătății și a sufletului este ușor îngrijorat, fie din anumite convergențe și conflicte care țin de discuții cu gemeni balanță vărsător, fie este aici o ușoară neliniște legată de o problemă de sănătate. Totul este să vă detașați puțin, că s-ar putea ca în realitate lucrurile să nu fie chiar atât de prăpăstioase. Hai să vedem o clarificare pentru acest 8 de spade. Iată, să cheltuiți ce este necesar pentru a vă consolida starea de sănătate, da? Sau să aveți o relație foarte frumoasă cu cineva din Taur Fecioară Capricorn care poate să vină spre voi. Într-un fel sau altul, văd, dragii mei, că voi veți avea șansa de izbândă. Da, acest bănuț adăugat peste 7 de monede, fac 8 de monede. Să aveți o altă sursă de bani, da, să găsiți valorificarea unui hobby sau veți vedea la un moment dat că veți obține niște o stare mai bună de sănătate și asta vă încurajează. Eu asta simt, că spre sfârșitul weekendului vă veți simți mult mai bine din punctul de vedere al sănătății. Mergem mai departe. Hai să vedem pentru 3 și 4 iunie care sunt predispozițiile. De exemplu, sfatul din partea acestui înger, care se numește Athena, sună în felul următor, da, o să vă citesc ca ce spune. Să vă simțiți în siguranță și să vă dați seama câtă putere aveți.
De asemenea, voi știți să folosiți acest mod foarte puternic într-o formă iubitoare, în așa fel încât să beneficieze și ceilalți, la fel de mult ca și tine, de puterea pe care voi o aveți. Atena, în general, este zeița dreptății, este zeița care face ceea ce este corect. Se pare că și voi veți fi mânați și ghidați de această corectitudine. Hai să vedem mai departe. Vorbim despre relația voastră. Cum vă simțiți voi? Vreți să vă exprimați dragostea? Vreți să faceți gesturi romantice față de persoana voastră dragă? Hai să vedem cum se simte cealaltă persoană. Vrea să facă un efort, pentru că o mare dragoste vă determină și determină această persoană să facă toți pașii pe care ar vrea să-i facă. Poate aveți chiar copii, poate petreceți timp cu copiii. Văd că sunteți și romantici, hai să vedem ce spune relația. Vă vor ajuta și prietenii. Probabil că veți ieși cu prietenii, vă veți simți bine. Cartea spune să ceri și să primești ajutor de la prieteni pentru ca relația ta de cuplu sau relația ta în general de familie să beneficieze. Mergem acum la zilele de 3-4 iunie cu energie, dar să vedem tarot energie și apoi tarotul Lenormand. Ce aspecte vor să evidențieze? În primul rând, cred că vă veți odihni, veți apela la tratamente de reîntinerire, de detoxifiere. Poate veți merge la un salon, la terme, la spa, de ce nu. Numărul 19 poate fi o oră sau vorbim de intervalul orar între 1 și 9 sau energia lui 10, a lui 1. Al doua carte, iată, familia fericită, veți petrece timp alături de cei dragi, vă veți bucura cu recunoștință de binecuvântările din familia voastră, dacă aveți copii, da, numărul 4 are această carte. Și strategie, vă faceți un plan pentru următoarea perioadă, fie în relație, fie la serviciu, fie pe plan financiar. Deci aveți această strategie în minte. 21 este o oră sau o vârstă. Apelăm și la tarotul Lenormand să vedem și acesta ce ne spune. Păi iată, dragii mei, cu numărul 43 este o carte a solitudinii. Voi vă aflați în acel foișor în mijlocul labirintului și oamenii chiar care încearcă să ajungă la voi nu reușesc să găsească portițele de ieșire. Este un labirint. Vă doriți un timp în care să fiți cu solitudinea voastră, să vă gândiți la ceea ce vă preocupă, dar văd că sunteți în general, 43 este o vârstă sau considerați, nu știu, între orele 3 și 4, la ora 12 sau ora 7, da? Voi vă simțiți bine, parcă numai cu voi înșivă. Apoi văd un pod, totuși decideți să ajungeți la mijlocul acestui pod, unde vă întâlniți cu alte persoane care și ele au făcut un efort să vă regăsiți la mijloc, da, la mijlocul drumului. Dar poate să fie vorba chiar de o deplasare pe care o faceți pe un pod frumos sau să creați alianțe. Da? 38 este o vârstă sau între orele 3 și 8, între 3 și 8 iunie de asemenea. Mergem mai departe și avem cartea sincronicităților. Ceea ce se întâmplă, mai ales duminică, o să vă mire puțin, că lucrurile se aranjează de la sine. Totul curge într-un mod foarte interesant, mai ales dacă aveți un program mai intens. Deci văd sincronicități, văd că vă veți simți la locul și la momentul potrivit. Prin urmare, cred că va fi un weekend reușit, cel puțin eu așa vi-l doresc, dragii mei, să vă bucurați de niște zile minunate. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și hai să începem etalarea pentru Zodia Pești, notând timpul la care începe aceasta. Ia să vedem. Pentru ziua de vineri, 2 iunie, ce mantră, da, ce citat motivațional vă ajută în ceea ce aveți voi de făcut? Puteți repeta după mine, ascult cu iubire de mesajele corpului meu. Este într-adevăr o atmosferă foarte plăcută pe care voi o manifestați,
Și ce vă spune mesajul? La fel, puteți să repetați după mine. La fel ca orice lucru, alt lucru din viață, corpul meu este o oglindă a gândurilor și convingerilor mele lăuntrice. Fiecare celulă răspunde absolut fiecărui gând pe care îl gândesc și fiecărui cuvânt pe care îl rostesc. E foarte frumoasă această carte și se pare că noi, într-adevăr, noi somatizăm, noi la un moment dat putem să avem această, cum să spun, acest fel de a reuși să răsfrângem, nu știu, ceea ce mâncăm, suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce bem, dar suntem și ceea ce gândim. Hai să mergem mai departe, să vedem. Pe planul personal, relațional, am șasele de monede. Voi vă înțelegeți bine, mai ales cu persoanele din Taur, Fecioară, Capricorn. S-ar putea să câștigați o sumă de bani pe care o aduceți în cuplu sau persoana dragă să vină cu acești bani. Văd că vă ajutați unii pe ceilalți, poate îi ajutați și pe cei din familia voastră. E o carte foarte benefică. Apoi la serviciu, cred că voi vă doriți să plecați din locul în care sunteți și să vă îndreptați către un job sau către o poziție din firma respectivă în care să vă simțiți mai bine. Voi simțiți că meritați mai mult, poate chiar un nou job. S-ar putea să colaborați frumos cu racii, scorpionii și peștii. Totodată văd și un 3 de bâte. 3-ul de bâte se manifestă la nivelul financiar. Asta înseamnă că voi lăsați la o parte anumite dezamăgiri sau ieșiți dintr-o stare de așteptare, banii pot veni la voi din berbec leu săgetător. Foarte frumos! Hai să vedem mai departe. Soarele îmi arată sănătate, îmi arată timp petrecut în aer liber, bucuria pe care o puteți avea ca și niște copii. Nu uitați să vă bucurați copiii interiori. Este, se pare, o rezolvare. Voi găsiți un tratament bun, aveți rezultate la un tratament, gândurile sunt mai pozitive și mai optimiste, dragii mei, în această zi de vineri. Hai să mergem să vedem, dragi doamne și domni din Zodia Pești, ce recomandare primiți și ce înger este alături de voi. Și iată, avem îngerul Crystal și am să vă traduc imediat mesajul. Spune că tu ai încredere și speranță pentru că, să ai încredere și speranță pentru că există ceva pozitiv și nou care vine la orizont, dar nu se vede încă. Să fiți mai încrezători în steaua voastră norocoasă, pentru că în curând, da, ceva benefic se va manifesta în viața voastră. Să vedem din perspectiva relației care sunt energiile. Da? Păi ce simțiți voi? Voi vreți ca foarte curând să vă decideți exact ceea ce vă doriți pentru a obține acel lucru în viața voastră. Da, poate că sunteți încă nehotărâți, însă foarte curând veți, poate vă sfătuiți chiar cu persoana dragă. Cealaltă persoană la care, cu care voi interacționați simte o familiaritate și o apropiere față de voi. Fie deja sunteți de mult timp într-o relație, fie că de-abia v-ați cunoscut, dar păreți că vă știți de când lumea. Sau poate v-ați cunoscut ca și prieteni, ca și colegi și acum începeți o anumită relație. Hai să vedem relația voastră. Iată, fie deja sunteți căsătoriți, fie că urmează să vă căsătoriți, da? Că relațiile care se pot începe în acest weekend au mari șanse să ajungă la căsătorie. Ori fiecare dintre voi sunteți căsătoriți cu altcineva și atunci trebuie să faceți o alegere bazată pe moralitate. Mergem mai departe să vedem tarot energii, ce anume vă transmite pentru zilele de 3 și 4 iunie. În primul și în primul rând, văd binecuvântări și abundențe care vin spre voi, la nivelul financiar, la nivel de creativitate, la numărul persoanelor care vin spre voi, da, numărul 3 poate fi norocos. Sunt niște binecuvântări din partea Domnului. Cineva pleacă, ori voi, o altă persoană, auziți că pleacă. Aici e vorba despre a lăsa în urmă ceva.
Cartea are numărul 27, care poate să reprezinte o vârstă. Fie că voi simțiți că trebuie să plecați dintr-un anumit loc, fie o altă persoană anunță că trebuie să plece. Voi oricum auziți despre această plecare. Și un bărbat care ține o inimă este energia partenerului vostru, dacă sunteți doamne, sau ale voastre, dragi persoane în zodia Pești. Lucrurile văd că merg bine pentru voi. Numărul 43 poate fi o vârstă sau considerăm energiile lui 3, 4, 7, 12 sau 43, respectiv 34. Să consultăm și Lenormand, să vedem pentru dragile doamne și dragii domni din zodia Pești ce anume primiți. Iată un mesaj foarte lung și foarte frumos, înscris prin mesaj, e-mail, WhatsApp sau chiar scris cu pe hârtie, foarte frumos. Ori e un contract, ori este o scrisoare pe care voi o scrieți. Nu uitați că avem pe 4 iunie luna plină, un moment potrivit să eliberăm tot ceea ce nu ne mai este de folos în viață noastră. Ne eliberăm de neîncredere, de tensiuni, frici, de o anumită relație toxică, de anumite amintiri neplăcute. Și poate voi chiar le scrieți. Aici am un 7 de spade, parcă, da, acest 7 de inimă neagră arată că luați o hotărâre și veți scrie despre aceasta. 27 este o viață, o vârstă sau intervalul între 2 și 7. Hai să vedem mai departe. Avem, iată, o busolă și numărul 42. Aici poate fi o vârstă sau tot așa, luați voi energiile lui 2, 4, 6 sau 8 ca ore importante, 42 sau 24 ca numere. Veți fi foarte atenți încotro merge viața voastră, dacă nu cumva v-ați abătut de la menirea pe care v-ați promis-o, dacă nu cumva este important pentru voi să recorectați traseul, să-l reconfigurați. Simțiți așa că aveți nevoie de control cu această busolă, vreți să știți exact încotro mergeți, poate aflați mai multe informații, întrebați în stânga și dreapta tot felul de informații și iată, vă văd destul de inteligenți și vă văd destul de isteți în ceea ce aveți de făcut. Cartea numărul 14 poate fi o oră sau o vârstă, poate a unui copilaș mai năzdrăvan. 9 de bâte ne arată dorința voastră de a avea cât mai multe acțiuni de succes. Poate fi și o persoană din berbecleu săgetător care să fie mai alunecoasă, așa, mai isteață, mai... Nu-mi dau seama, în orice caz, da, 9 de bâte arată și o viață intimă intensă totodată. Aveți istețime, aveți, cum să spun, strategii pe care voi le manifestați, fie între orele 1 și 4, fie la ora 5 în acest weekend. Eu chiar vă doresc niște zile frumoase, să vă bucurați de un sfârșit de săptămână cu armonie și cu toate cele bune. Să vă meargă bine, dragii mei, vă mulțumesc pentru atenție și să ne revedem și la alte etalări. Da, eu vă invit să le vizualizați pe toate. Numai bine, să vă meargă bine, pa, pa!